Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Cozi și nemulțumiri în fața unui cort pentru testare amenajat lângă o policlinică din sectorul Botanica. Oamenii s-au arătat indignați că sunt ținuți afară în frig. Cu ce lui? Se ждут. Непонятно чего. Igor Dodon este audiat în aceste momente la Procuratura Generală în dosarul Energocom, în care are statut de bănuit. O tânără de 21 de ani a ajuns la spital după un grav accident produs în capitală. Mașina în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. S-a format cozi în fața unui cort instalat ieri de IGSU pentru testarea persoanelor cu simptome COVID. Oamenii s-au arătat indignați că sunt nevoiți să aștepte afară în frig. Angajații medicale ai policlinicii unde a fost amenajat cortul spun că asta se întâmplă din cauza numărului mare de pacienți din ultima perioadă care vin să se testeze la aceeași oră. Imaginile au fost filmate în această dimineață la policlinica din sectorul Botanica. 10 de persoane au format cozi la intrarea în instituție și în fața cortului instalat ieri pentru testare. Nemulțumirea celor prezenți este că, pe lângă faptul că au simptome asemănătoare cu cele COVID, sunt nevoiți să îndure frigul de afară minute în șir. Cu ce lui? Se ждут. Непонятно чего. Din imagini se vede că unii oameni se înghesuie în fața cortului de testare și nu păstrează distanța fizică. Reprezentanții Asociației Medicale Teritoriale Botanica ne-au spus că în această dimineață s-au format cozi imense din motiv că toți pacienții au venit la aceeași oră, iar numărul acestora a crescut de 2 ori comparativ cu luna trecută. În fiecare zi în instituție se prelevează până la 200 teste rapide și în jur de 250 de teste PCR. Am convocat și managerul și șefii de secție medicină de familie și au primit indicații stricte ca mâine pacienții să fie informați mai amplu și poate mai explicit ca să se prezinte la ora la care le-a fost indicată, ca să nu se creeze rânduri. Ieri, angajații IGSU au instalat 16 corturi în fața policlinicilor din Chișinău pentru ca pacienții să nu fie nevoiți să aștepte mult timp ca să fie testați și să-și primească rezultatul. În țara noastră, zilnic se efectuează peste 10.000 de teste, atât în laboratoarele de stat, cât și în cele private. Igor Dodon s-a prezentat astăzi la Procuratura Generală pentru a fi audiat repetat în dosarul Energocom. El este bănuit că ar fi cauzat bugetului public daune de peste 123 de milioane de lei. Audierile au început la ora 10 și continuă până în prezent. Suspiciunile care planează în jurul lui Dodon sunt legate de activitatea acestuia din perioada anilor 2008-2009, când era ministru al economiei. Potrivit procurorilor, acesta ar fi eliberat un aviz, în baza căruia a fost semnat un contract privind procurarea energiei electrice la un preț mai mare pentru Republica Moldova. Asta deși Energocom avea deja negociate și încheiate 2 contracte de furnizare a energiei la un preț mai mic. Igor Dodon a spus anterior că nu cunoaște nimic despre această schemă. Structura Procuraturii Generale ar urma să fie modificată. Un demers în acest sens a fost depus de Procurorul General Interimar la Consiliul Superior al Procurorilor. Astfel, mai multe funcții de procuror ar urma să fie distribuite către procuraturile specializate și cele teritoriale. Dumitru Robu își motivează solicitarea prin faptul că actuala structură organizatorică a instituției nu ar fi eficientă. Reprezentanții procuraturii anunță că este necesară optimizarea structurii Procuraturii Generale prin reducerea numărului de funcții din cadrul instituției și distribuirea acestora către procuraturile specializate și teritoriale. Astfel, 21 de funcții de procuror, printre care cea de adjunct al procurorului general, precum și șef de direcție, șef de secție și procuror în secție, vor fi distribuite altor instituții. Mai exact, din numărul total de funcții optimizate din cadrul Procuraturii Generale, 9 funcții urmează a fi realocate procuraturii anticorupție, 5 funcții către PCCOX și 7 funcții către oficiul reprezentarea învinuirii în instanță de judecată a Procuraturii Municipiului Chișinău, se arată în comunicat. Totodată urmează a fi distribuite și 7 funcții de consultant al procurorului, dintre care 4 funcții către Procuratura Anticorupție și 3 funcții către PCCOX. Potrivit Procuraturii Generale, modificările vin pentru că actuala structură organizatorică a instituției nu este maxim eficientă și nici nu corespunde principiului distribuirii clare a funcțiilor. Astfel,
s-a constatat că, în prezent, un număr mare de procurori de la Procuratura Generală au în procedură numeroase cauze penale, ceea ce este în detrimentul exercitării conforme și în termen a sarcinilor principale ale unei procuraturi generale moderne. Dumitru Robu a transmis o solicitare către Consiliul Superior al Procurorilor, care urmează să o analizeze la următoarea ședință. Raionul Orhei devine stat în stat. Autoritățile de acolo spun că nu vor ține cont de restricțiile impuse de Comisia Națională pentru Sănătate Publică. Măsurile vor fi luate de specialiștii din localitate, deoarece situația epidemiologică este diferită. Astfel, elevii vor merge la școală, vor fi organizate nunți și botezuri, iar certificatul COVID nu va fi necesar la intrarea în centrele comerciale. Poliția însă avertizează că responsabilii s-ar putea alege cu dosare penale dacă nu se vor conforma deciziei CNSP. Nu înțelegem de ce atâtea emoții. Astăzi manifestă și ministrul educației și ministrul afacerilor interne și prim-ministrul Republicii Moldova atunci când este vorba de o anumită îmbunătățire, dacă vreți, prin decizia Comisiei Raionale a anumitor prevederi pe care Comisia Națională le are. Președintele raionului a anunțat că decizia luată de autoritățile centrale nu corespunde cu realitățile și statisticile pe care le colectează specialiștii în sănătate publică din Orhei, astfel că restricțiile vor fi decise la nivel local. Acesta a avut și un răspuns pentru guvern, care ieri a declarat că hotărârea Comisiei din Orhei este nulă. Noi așteptăm un act juridic care, ori dacă ei zic că este nu, să vedem un act în care se scrie negru pe alb, cu o ștampilă, că este vorba despre o instanță de judecată, că este vorba despre altă instanță care își asumă asemenea prerogative, să zică clar, semnat, da, iată, domnilor de la Comisia Raională de Sănătate Publică Orhei, v-ați depășit atribuțiile, deciziile sunt nule și din secunda asta toate serviciile de concentrate au o altă agendă decât cea făcută de către Comisia Raională a Sănătate Publică. Și în sensul ăsta vă asigurăm că ne vom conforma. Și dacă în toată țara, pentru a opri răspândirea variantei Omicron, de sâmbătă sunt interzise nunțile, botezurile și tot felul de petreceri, atunci la Orhei se poate. În plus, oamenii nu trebuie să prezinte certificatul COVID la intrarea în spațiile închise neesențiale, iar zonele de agrement și parcurile de distracții rămân deschise. Într-un comunicat emis de către Inspectoratul General de Poliție, se spune că prin încălcarea prevederilor hotărârii CNSP, autoritățile de la Orhei au încălcat și au pus în pericol viața și sănătatea elevilor, a profesorilor, dar și a întregii comunități, pentru a exclude faptele ilegale comise de administrația publică locală din raionul Orhei. Angajații IGP au solicitat convocarea repetată de urgență a Comisiei Teritoriale Orhei în vederea revizuirii prevederilor hotărârii numărul 1 din 21 luna 1-2022 și conformarea obligatorie la hotărârea CNSP numărul 2 din 20 ianuarie. Precizează polițiștii, menționând totodată că dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci ar putea urma sancțiuni. Juriștii susțin că acțiunile autorităților de la Orhei sunt pasibile de răspundere penală. În dependență de ce consecințe va genera nerespectarea măsurilor de prevenire care au fost stabilite de către Comisia Națională de Sănătate Publică, eu cred că organul penal poate iniția o cauză penală și atrage la răspundere penală față de membrii Comisiei ce au adoptat hotărârea la Orhei. Totodată ar putea fi analizată și inclusiv pornită urmărire penală în temeia 328, cod penal, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu. Avocatul Vlad Roșca afirmă că dacă decizia Comisiei de la Orhei va avea consecințe grave, cei care au adoptat-o ar putea să ajungă chiar și după gratii. Așadar, la ordinul autorităților locale, elevii din Orhei merg la școală. Directorii de instituții spun că se conformează deciziei Direcției Educației, reprezentanții cărei afirmă că, la rândul lor, se supun regulilor impuse de Consiliul Raional. Asta în condițiile în care, în raionul Orhei, situația epidemiologică este îngrijorătoare, iar peste 700 de elevi sunt în autoizolare. În timp ce toate școlile din țară au învățat în regim online conform deciziei autorităților din sănătate, la Orhei, instituțiile de învățământ au rămas cu ușile deschise, iar elevii au mers la lecții în regim obișnuit. Cât timp am filmat liceul Ion Luca Caragiale din Orhei, la fața locului a ajuns și poliția ca să verifice dacă sunt respectate restricțiile anti-COVID stabilite de Comisia Națională de Sănătate Publică. După aproape o oră de discuții cu administrația, oamenii legii au părăsit
găsit școala, dar au refuzat să ne spună ce s-a decis. Ce i-ați spus, directoare? Și ce se întâmplă în cazul dat? Va fi sancționată administrația școlii? Doamnă, ne grăbim la o chemare urgentă. Avem altă indicație, zi bună. Directorul adjunct al liceului ne-a spus că polițiștii au venit să afle la indicația cui elevii au mers la școală. Decizia a fost luată la nivel de raion. Direcția Generală Educație Urhiei ne-a comunicat că noi vom ieși cu prezență fizică. Și noi suntem angajați care am ieșit cu prezența fizică. A fost confuzie și din partea profesorilor și a părinților. Am fost sunați, întrebați care este situația și am spus ceea ce am primit și noi, că noi vom fi la ori cu prezență fizică. Deși recunoaște că situația epidemiologică s-a agravat, Zinaida Băleanu susține că administrația școlii nu poate lua decizii pe cont propriu. Părerea mea este că la un astfel de probleme este vorba de sănătate, cuvântul trebuie să-și spună medicina. Eu știu care este poziția Centrului de Sănătate Publică de la Orhei, dar care a fost decizia Comisiei Teritoriale este așa cum este. Sănătatea totuși trebuie să în prioritate. În primul rând, sănătatea și securitatea copiilor. Responsabilii de la Direcția Educație din Orhei susțin însă că respectă hotărârea Comisiei Raionale Teritoriale de Sănătate Publică. În situația când va depăși 40% în instituția de învățământ copii testați pozitiv, sigur că la nivel local toată instituția de învățământ va trece online. Aleona Narten a spus că în raionul Orhei sunt peste 11.000 de elevi, dintre care 46 sunt infectați cu COVID, iar 700 sunt în autoizolare după ce în 27 de clase au fost depistate cazuri de infectare. Totodată, din peste 900 de profesori din Orhei, 12 au fost testați pozitiv. În alte localități din țară, însă, doar profesorii au mers la școală. Elevii s-au prezentat la ore de la distanță. Se vede tot, așa? Vă rog frumos, deschidem caietele, scriem data de astăzi și vă rog să notați subiectul lecției în caietie. Cum s-au desfășurat orele virtual la un liceu din Chișinău și la ce metode au apelat profesorii pentru a nu-i vedea pe elevi plictisiți, vedeți în jurnal. Autoritățile au încercat să tănuiască așa zisul amendament Stamate, iar trecerea lui prin procedura parlamentară a avut loc contrar regulamentului legislativului. Declarația a fost făcută de fostul ministru al Justiției, Oleg Efrim, în cadrul emisiunii În Profunzime. Avocatul menționează că formula de compromis aprobată în Parlament este o opțiune mai bună decât varianta inițială. Olesa Stamate spune că avocații au nevoie de garanții pentru a-și exercita funcțiile, dar acestea nu pot sta în calea combaterii corupției. Avocatul Oleg Efrim spune că proiectul privind modificarea legii cu privire la avocatură a fost aprobat cu abateri de la norma legală. Aceasta prevedea inițial că avocații pot fi reținuți, percheziționați sau arestați. Noi ne-am trezit cu o inițiativă, amendament făcut pentru lectura a doua a unei legi, peste noapte, despre care avocații au aflat absolut întâmplător. Nu știu exact cine a aflat, cum a aflat, dar asta a devenit public și în mod cert aceasta a stârnit o mare revoltă, dacă vreți, în interiorul Breslei, pentru motivul că s-a avut percepția că se face tainic. Avocatul Oleg Efrim spune că amendamentul propus de Olesa Stamate la legea avocaturii ar lipsi apărătorii de anumite garanții și astfel ar putea fi afectate interesele clienților lor. Spre exemplu, organul de urmărire penală ar putea să intenteze unui avocat un dosar pe evaziune fiscală, să vină să percheziționeze biroul acestui avocat, căutând actele unui client, de fapt, în care este interesat organul de urmărire penal. Un avocat ar putea fi reținut ca să nu meargă la o acțiune de urmărire penală. Clientul lui se oferă un avocat din oficiu care stă cu gura închisă și nu spune nimic și organul de urmărire penală și-a obținut ceea ce își dorește. După ce avocații s-au arătat nemulțumiți de varianta inițială a amendamentului, acesta a fost modificat. Astfel a fost aprobată formula de compromis potrivit cărei avocații nu pot fi reținuți, percheziționați sau arestați fără acordul Consiliului Uniunii Avocaților, cu excepția cazurilor de corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență sau infracțiuni flagrante. Sunt de acord că trebuie să existe anumite garanții în toate, deci în funcție de ponderea și de rolul profesiei care este exercitată, dar totuși să nu zicem că uite, noi nu suntem independenți dacă se modifică acest articol. Logica este nu de a construi ziduri în jurul anumitor
categorii de profesioniști, de persoane împotriva acestor abuzuri, ci de a elimina aceste abuzuri. Neapărat păstrăm garanțiile în ceea ce ține de acțiunile de percheziție și păstrarea secretului profesional. Ieri, președintele Uniunii Avocaților, Dorin Popescu, a anunțat că apărătorii renunță la greva generală inițiată acum 5 zile în semn de protest față de amendamentul înaintat la legea cu privire la avocatură. Totodată, avocații le-au cerut autorităților elaborarea și aprobarea până la sfârșitul lunii aprilie a unei legi care le-ar asigura apărătorilor garanții suplimentare. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, avocații amenință cu o nouă grevă generală. O tânără de 21 de ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla s-a ciocnit cu un alt automobil pe o stradă din capitală. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat aseară pe strada Calea Basarabiei. Un Volkswagen care era condus de un tânăr de 23 de ani s-a izbit de BMW-ul în care se afla victima. Deocamdată nu este clar care dintre șoferi este vinovat. Responsabilii de la spitalul unde a fost transportată tânăra rănită ne-au spus să revenim mai târziu pentru a afla în ce stare este. În timp ce Occidentul este tot mai îngrijorat de un eventual război în Ucraina, Kremlinul susține că informațiile oferite de americani și NATO sunt pline de isterie și presărate cu minciuni. Rușii însă nu încetează să mobilizeze trupe la granița cu țara vecină și se laudă cu exercițiile militare și capacitatea lor de apărare. Aceste imagini care prezintă militarii flotei Caspice, care fac parte din grupurile antitero, au fost publicate de Ministerul Rus al Apărării. Au fost difuzate imagini și cu antrenamentele echipajelor pentru transportul rachetelor strategice din regiunea Saratov. Iar în timpul exercițiilor din Ural, piloții de elicoptere de atac s-au antrenat cu rachete aer-sol pentru a distruge țintele terestre. Totodată, eșaloanele cu arme și tehnică militară rusă continuă deplasarea spre Belarus, unde în februarie ar urma să aibă loc exerciții militare comune. Totodată, Moscova a notificat Irlanda cu privire la desfășurarea de exerciții navale rusești în apele internaționale din Marea Irlandei. Rusia a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că marina sa va organiza un set de exerciții de amploare care implică toate flotele sale din Pacific până în Atlantic, o nouă demonstrație de forță în contextul intensificării activității sale militare. Kremlinul a acuzat Statele Unite și aliații săi de escaladarea tensiunilor și că probabilitatea ca un conflict militar în estul Ucrainei să fie inițiat de partea ucraineană este mai mare ca niciodată. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда к границам США? Или к границам Великобритании или куда? К нам пришли. И теперь ещё говорят: "Нет, теперь и Украина будет в НАТО". Но мы хотим обеспечить свою безопасность. The risk of a conflict is real. NATO is a defensive alliance which does not threaten Russia or any other country. Ці ризики існують вже не один день, і вони не стали більшими. Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою до неї. Moscova susține că Ucraina a desfășurat un număr mare de trupe în apropierea granițelor regiunilor separatiste controlate de separatiștii proruși, ceea ce, în opinia sa, indică faptul că se pregătește să le atace. Ucraina a primit un al doilea lot de arme din Statele Unite ca parte a unui ajutor defensiv în valoare totală de 200 de milioane de dolari. Aproximativ 90 de tone de asistență de securitate letală, inclusiv muniție din pachetul aprobat de SUA în decembrie, au ajuns sâmbătă în capitala Ucrainei. Președintele american Joe Biden ia în considerare trimiterea câteva mii de soldați americani, precum și nave de război și avioane, aliaților NATO din țările Baltice și din Europa de Est. Urmează ca în această săptămână Biden să ia o decizie. Talibanii au venit în Europa ca să ceară deblocarea fondurilor din Occident. Discuțiile au loc în Norvegia timp de 3 zile într-un hotel din capitala Oslo. Întrevederea de ieri a fost dedicată discuțiilor despre situația economică, securitate și asistență medicală, așa cum Afganistanul se confruntă cu o uriașă criză umanitară. Diplomații americani și europeni au început ieri la Oslo primele discuții cu reprezentanții regimului taliban pentru a căuta soluții la criza umanitară din Afganistan. Diplomații din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și reprezentanții ai Comisiei Europene s-au alăturat discuțiilor. De partea cealaltă, talibanii speră să obțină deblocarea unor fonduri în valoare de 10 miliarde de dolari înghețate de Statele Unite și alte țări occidentale. Bale, naruie taratak, din naruie hukumat se da zemina masaida kla, da zake vlastaravlana da si mugle
نور نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله. دشي نورویجیا شي الیاتی دین ناتو نو او ریکنوسکوت افیشال رژیمول طالبان کاره اپرلوات پوتره انول ترکوت. ستاتله اوکسیدنتاله ود دیسکوسیله کا فیند او نیسیتاته اوند ان ودره کریزا اومانیتاره د پروپورسی. د انټرنیشنل کمیونټی کانات کنډم د افغان پیپل to collective punishment and starvation because they failed in their mission in Afghanistan. That has been our message. Câteva zeci de demonstranți au protestat ieri în fața Ministerului Norvegian de Externe scandând că talibanii sunt teroriști. Free, free Afghanistan! Free, free Afghanistan! Taleb does not represent Afghanistan, neither people of Afghanistan. Taliban are terrorists. De când au ajuns la putere, la mijlocul lunii august anul trecut, talibanii au impus restricții pe scară largă, multe dintre ele îndreptate împotriva femeilor. Invitarea talibanilor la Oslo a fost criticată de unele grupuri de afgani aflați în exil, precum și de Partidul Progresului, partid de opoziție în Norvegia, care a spus că orice cooperare cu talibanii nu va servi decât la întărirea poziției grupului militant. It's time for international community to support Afghans, not punish them because of their political disputes. Cei 39 de milioane de oameni din Afganistan sunt copleșiți de crize multiple pe plan economic legate de pandemia de COVID-19 sau de secetă. Agențiile internaționale estimează că aproximativ 23 de milioane de oameni, mai mult de jumătate din țară, se confruntă cu foamete severă. Un milion de copii ar putea muri de foame dacă ajutorul nu ajunge la ei la timp, iar 97% din populație poate cădea sub pragul sărăciei în acest an. Niciun stat nu a recunoscut până în prezent guvernul taliban de la Kabul. Bătaie la un cămin militar din capitală. Un soldat a ajuns la spital în urma unui conflict iscat între el și doi tineri. Ministerul Apărării a pornit o anchetă internă, iar unul dintre agresori a fost reținut. În paralel, poliția a inițiat un proces penal. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat la un cămin militar din cartierul Telecentru. Între doi militari care locuiesc acolo, dar și un alt tânăr despre care oamenii legii nu au oferit detalii, s-a iscat un conflict degenerat în bătaie. În urma loviturilor primite, victima de 21 de ani a ajuns la spitalul Ministerului Apărării. Băiatul se află în stare satisfăcătoare și va rămâne internat în spital. Incidentul s-a produs în căminul militar din spatele meu. Responsabilii aici, după ce au văzut echipa noastră de filmare, au închis porțile și ne-au spus că nu vor oferi nici un comentariu pe acest caz. Așteptați când să vină presa noastră și o să vă dea explicații. Tu ai auzit ceva despre ce s-a întâmplat ieri? Și alți militari care locuiesc în cămin ne-au spus că nu cunosc nimic despre bătaie. De asta n-am auzit, de la dumneavoastră am avut prima dată. Bună ziua! Unul dintre agresori a fost reținut de poliția militară din subordinea Ministerului Apărării. Comenduirea militară a creat o comisie de anchetă care va analiza minuțios cele întâmplate pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Potrivit poliției, agresorii sunt cercetați penal pentru huliganism și se pot alege cu o amendă de până la 52.500 de lei sau să stea după gratii pe un termen de până la 3 ani. Elevii din toată țara au revenit la școala online. Orele de la distanță se vor desfășura cel puțin 2 săptămâni. În unele instituții, profesorii apelează la proiecte grafice și alte metode pentru a face orele mai interactive. Dascăle spun că s-au obișnuit deja, însă situația se complică atunci când apar probleme tehnice. Ministerul Educației nu are o cifră despre elevii care nu au la dispoziție un calculator pentru a fi prezenți online la ore. Așa, clasa 7, bună ziua! Vă rog frumos să vă conectați la lecție. Directoarea liceului teoretic Onisifor Ghibu monitoriza la calculator orele care aveau loc. Am deschis grupul clasei 1-a C, elevii erau la lecția de muzică. Cu ajutorul graficei, picii și profesoara lor au apărut pe ecran printre baloane. Da. Profesoara i-a învățat notele, iar ca să fie ora interactivă, le-a făcut fotografii cu portativul. De la nota noi avem distanță de un ton. Profesorii, acum numai ce am făcut toată aceasta? Foarte bine. E dificil atât pentru elevi, cât și pentru profesori, care trebuie să se pregătească dublu, spun ei. Tinerii din clasele mai mari obișnuiesc să-și țină camerele calculatoarelor deconectate, cu excepția cazurilor când trebuie să răspundă la ore. Este complicat să-i motivești, să-i implici în cadrul activității. Au motive, internetul nu merge, nu vor să trezească vecinii, mai există problema că unii nu vor să vorbească fiindcă se aude cineva face reparații. Ajungem
virtual la ora de istorie. Hai să vedem, clasa 6, așa. Responsabilități și drepturi. Ce idei tu poți să dai? Fiecare elev din clasă are dreptul de a nu fi discriminat. În timp ce elevii erau conectați de acasă și îi puteam auzi virtual, profesoara lor era la liceu. Se vede partajarea, da? Da. Suntem la ora de istorie a elevilor din clasa 7. Din cei 30 de elevi, 27 s-au conectat online, iar ca lecția să fie mai interactivă, profesoara le-a pregătit un proiect în PowerPoint, pe care îl putem vedea și noi aici în clasă, cu ajutorul acestui proiector. Este o situație destul de, spunem așa, mai complicată pentru profesori, pentru că trebuie să ne pregătim mai minuțios. Din păcate, ne ciocnim cu așa situații când copiii de acasă nu dispun de instrumente. Foarte mulți copii totuși lucrează de acasă de la telefon. Potrivit directoarei liceului Ionisifor Ghibu, 10 profesori și 8 elevi sunt infectați cu coronavirus. După vacanță, după ce au venit elevii la școală. Deci sunt foarte... Și acum mai aveți, încă suspecți mai avem, care încă nu sunt testați, dar simt nu prea bine. Dani este elev în clasa 5-a la un liceu din Bubuieci. Băiatul învață online în timp ce se află în izolare împreună cu familia sa, după ce unul dintre părinți ar fi infectat. Așa, bună ziua, cine s-a conectat acum? Dani, știința. Bună ziua. Fiecare fel de lecție are plusurile și minusurile lor. Dar, dacă să fiu sincer, mi-e plac mai mult lecțiile cu prezență fizică, pentru că poți să te întâlnești cu prietenii tăi și înveți mai mult din lecție, poți să înțelegi mai mult, mai bine. Elevii vor învăța online în următoarele cel puțin 2 săptămâni, iar studenții, cu excepția celor de la Universitatea de Medicină, vor studia de acasă până pe 20 februarie. Ministerul Educației nu ne-a putut oferi deocamdată informații despre câți elevi și profesori din țară nu au un calculator sau un alt dispozitiv pentru a se putea conecta virtual la ore. Potrivit responsabililor instituției, în prezent sunt peste 200 de cazuri de infectare în grădinițele din țară, în școli și licee sunt peste 2000 de cazuri, iar în universități peste 170 de infectări în rândul studenților și pedagogilor. Primăria din Chișinău își închide ușile în contextul agravării situației epidemiologice. Accesul vizitatorilor va fi restricționat până pe data de 20 februarie. Anunțul a fost făcut de responsabilii de la primărie. Astfel, cererile vor putea fi depuse în format electronic. În același timp, se instituie un program special de activitate al funcționarilor, ceea ce înseamnă că va fi asigurată munca de la distanță, iar cu prezență fizică va munci doar personalul strict necesar. Pandemia de COVID-19 s-ar putea încheia în Europa odată cu varianta Omicron, care ar putea infecta 60% dintre europeni până în luna martie, a estimat directorul Organizației Mondiale a Sănătății din Europa. Între timp, în Rusia au fost înregistrate ieri 65.000 de infecții cu coronavirus. Acesta este un nou maxim pentru întreaga perioadă a pandemiei. Peste 65.000 de ruși au fost infectați cu coronavirus în doar 24 de ore. Antirecordul a fost actualizat pentru a patra zi consecutiv. Autoritățile ruse spun că Delta este încă tulpina dominantă în țară și reprezintă aproximativ 52% din infecții. Omicron se află pe locul 2, dar ponderea sa crește treptat. Medicii sunt pregătiți pentru o nouă mobilizare în cazul unei creșteri critice a incidenței. Nagruzca na ambulatorna policlinicica zvino vazrasla v desiatki raz, поэтому мы все готовы. Medicul șef sanitar al Rusiei, Ana Popova, a declarat anterior că incidența COVID-19 în viitorul apropiat ar putea depăși pragul de 100.000 de cazuri noi pe zi. În Uniunea Europeană și spațiul economic european, varianta Omicron, care a apărut la sfârșitul lunii noiembrie, mai contagioasă decât Delta, este acum dominantă, conform Agenției Europene de Sănătate. Directorul OMS din Europa a declarat că Omicron ar putea aduce sfârșitul pandemiei în UE. Plausible that the region is moving towards a kind of a pandemic endgame, not an endgame of the COVID-19, but a pandemic endgame. Once that the Omicron wave will subside, there will be for quite some weeks and months a global immunity, either thanks to the vaccine or because people have immunity due to the infection, and also lowering seasonality. So we anticipate that there will be a period of quiet before the COVID-19 may come back towards end of the year, but not necessarily the pandemic.
coming back. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății a declarat astăzi că ar fi periculos să se presupună că Omicron, tulpină extrem de transmisibilă a SARS-CoV-2, este ultima variantă a coronavirusului și că lumea se află la sfârșitul jocului pandemiei. Cu toate acestea, directorul OMS a spus că este posibil ca în acest an să se iasă din faza acută a pandemiei, dacă strategiile și uneltele de care dispunem, precum ar fi testele și vaccinurile, sunt utilizate într-un mod cuprinzător. Aston, Honda, Infiniti, Tesla și Rolls sunt mărci de mașini, dar și numele unor tigri care locuiesc la un adăpost de la periferia orașului Novosibirsk. Самый старший Астон Мартин. С него началась вся наша история. Это первое животное, которое мы выкупили. Această familie din Rusia a vândut tot ce a avut pentru a avea grijă de animalele bolnave de la grădini zoologice și circuri. Aflați întreaga poveste imediat la știri. O pană majoră de curent afectează marile orașe din Kazahstan, Uzbekistan și Kârgâzstan. Autoritățile și locuitorii au raportat întreruperi de curent electric în această dimineață, dar cauza este încă neclară. Din cauza penei de curent au fost închise aeroporturile, stațiile de metrou și a fost perturbată aprovizionarea cu apă. Rețelele celor trei republice sovietice sunt interconectate, iar Kazahstanul are o conexiune și cu rețeaua electrică rusească pe care o poate folosi pentru a acoperi lipsurile neașteptate. Se vehiculează că întreruperea majoră de curent a fost provocată de un accident în rețeaua din Kazahstan. Joe Biden calcă pe urmele predecesorului său. Acesta a insultat un jurnalist de la Fox News care l-a întrebat despre inflație. Președintele american l-a numit idiot. Ulterior, Biden l-ar fi sunat și a discutat cu el despre incident, iar jurnalistul a spus că nu este supărat. Întrebat de Peter Ducey, un jurnalist al Fox News, postul preferat al conservatorilor, despre posibilitatea ca inflația să constituie un handicap politic, președintele american și-a spus în barbă ironic. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a... Schimbul de replici contrastează radical cu bonomia obișnuită a președintelui Biden, care a promis că va împăca America și va evita excesele de limbaj ale predecesorului său, Donald Trump. Bineînțeles, după acest incident, Joe Biden a fost asaltat de critici de republicani. Cunoscut pentru tonul incisiv al întrebărilor sale, jurnalistul vizat de injurie, Peter Ducey, a privit situația cu umor. Seara, acesta a indicat la Fox News că președintele l-a sunat după incident. Mi-a spus, nu e nimic personal, prietene, a povestit jurnalistul. Acest derapaj este un nou semn de nervozitate al democratului de 79 de ani cu o cotă de popularitate anemică, scrie Le Figaro. Grecia și Turcia au fost lovite de furtuna Elpida, școlile și magazinele neesențiale au fost închise, iar mai multe drumuri au fost blocate. Toate cursele de pe aeroportul din Atena au fost anulate. De asemenea, și autoritățile turce au fost nevoite să oprească zborurile pe aeroportul din Istanbul din cauza ninsorilor abundente. O strață de zăpadă a acoperit capitala Greciei de pe dealul Acropolei până pe coasta din sud, perturbând traficul aerian, oprind transportul public și lăsând zeci de șoferi blocați peste noapte pe o autostradă. Fătăsăm în acest punct, colisăm, avem 3 ore ήδη. Δεν είχε στην αρχή χιόνι, είχε 2 πόντους χιόνι στο οδόστρωμα, αλλά αυτή τη στιγμή όσο πάνε τα πράγματα χειροτερεύουν και κακοκαιρία βλέπουμε ότι επιδεινώνεται. Școlile, magazinele neesențiale și băncile din aceste două zone și din multe insule grecești, inclusiv Creta, au fost închise astăzi deoarece valul de frig ar urma să persiste până mâine. Zăpada s-a depus și pe plaje. Aproape toate cursele de pe aeroportul din Atena au fost anulate sau au avut întârzieri. Și în Turcia, autoritățile au fost nevoite să oprească zborurile pe cele două aeroporturi din Istanbul din cauza ninsorii. Pe aeroportul nou din metropola turcă s-a prăbușit acoperișul sub greutatea zăpezii. Serviciile feroviare și de transport cu autobuzul au fost suspendate, iar șoferii care s-au aventurat pe șosele au rămas blocați. Autoritățile au închis circulația navelor de-a lungul Bosforului din cauza vizibilității slabe. În nordul Istanbulului, 3 persoane au murit și 18 au fost rănite în 2 accidente de autobuz. Autostrada dintre Ankara și Istanbul a fost blocată timp de câteva ore. Bun.
La Istanbul, în ciuda viscolului, oamenii s-au aliniat la o coadă uriașă pentru a lua pâine într-una dintre brutăriile de stat. Situația economică dificilă îi obligă să stea în frig, prețul produselor în astfel de chioșcuri fiind mai mic decât în alte magazine. Meteorologii prevăd că precipitațiile la Istanbul vor dura până miercuri, intensitatea acestora urmând să scadă până vineri. Autoritățile elene și turce au îndemnat populația să evite călătoriile neesențiale. Potrivit serviciului de meteorologie din Grecia, valul de frig va persista cel mai probabil până miercuri. Premierul britanic este chemat să demisioneze din nou din cauza presupusei încălcări a restricțiilor COVID. De data aceasta a fost dezvăluit că în iunie 2020 oficialii guvernamentali s-au adunat la reședința sa pentru a sărbători ziua de naștere a lui Boris Johnson. 30 de persoane au participat la eveniment în perioada de izolare. Rezultatele anchetei asupra altor petreceri care au avut loc în timpul carantinei la reședința guvernului urmează să fie publicate în această săptămână. Boris Johnson și-a cerut scuze publice pentru că a chefuit în timp ce britanicii erau în izolare, însă opoziția și chiar membrii din partidul său îi cer să plece din funcția de premier. Cei mai frumoși cai au defilat la un festival din Arabia Saudită. Armăsarii au fost aduși în capitala regatului din toate culturile lumii, iar cei mai arătoși au fost premiați și cu jumătate de milion de dolari. Proprietarii de cai pur sânge arab au încercat să demonstreze că armăsarii pe care îi au sunt cei mai frumoși. Peste 450 de cai au fost prezentați publicului. Evenimentul a fost organizat de o companie locală care are ambiția să readucă frumoșii cai pur sânge arab în locul de origine, peninsula arabă. Scopul este, صراحةً, ان كيف اليوم نستقطب كافة المرابط الخيول العربية من دول العالم كلها كاملة وتكون لها تواجد في داخل المملكة بحكم ان يرجع الخيل الى الى مكانها الاساسي. Festivalul durează o săptămână și include diverse activități, inclusiv o licitație a cailor din specii rare. Concursul în care se alege cel mai frumos cal pur sânge arab oferă premii de jumătate de milion de dolari. The champion, the stallions, the Giro Arabian Horse Show 2021. Caii pur sânge arab sunt cea mai apreciată rasă de cai și una dintre primele categorii de cai domesticiți. În hiergheliile șeicilor arabi sunt exemplare cotate și la 1 milion de euro fiecare. O familie din Rusia a vândut tot ce a avut pentru a deschide un adăpost pentru tigri. Prădătorii riscau să moară din cauza că erau bolnavi dacă rămâneau în circurile sau la grădinile zoologice de prin țară. A trebuit să-i cumpere, iar unii au costat și cât o mașină. De aceea animalele au primit nume ca Aston sau Tesla. Aston, Honda, Infiniti, Tesla și Royce sunt mărci de mașini, dar și numele unor tigri care locuiesc la adăpostul de la periferia orașului Novosibirsk. Тут наш самый старший, Aston Martin, с него началась вся наша история. Это первое животное, которое мы выкупили. Dmitri și Iana Kim l-au văzut prima dată pe Aston în urmă cu 5 ani la o grădină zoologică din Caucaz. Era mic, bolnav, slab și cu o rană adâncă la nas, iar cicatricea i-a rămas și până azi. Я пошёл в ломбард, сдал машину и выкупили кота. Fiind în trecut angajat ai circului, Dimitri în calitate de dresor și Iana medic veterinar, cei doi au început să îngrijească puiul de tigru. Nu au reușit să-i găsească un adăpost deoarece era destul de slăbit, așa că au decis să-l păstreze. Astfel le-a venit ideea să deschidă un adăpost și nu numai pentru tigri. Royce, у нас это выбраковка с фотозоны с Югов. Honda из контактного зоопарка. Familia Kim cumpără animalele bolnave de prin toată țara. După ce sunt puse pe picioare, acestea ajung la circ sau în grădini zoologice. Себя мы оставляем животных тех, которых, ну, которых уже грань, да, которых некуда пристраивать, которых 100% никто не возьмет. Либо это инвалидизация, которая не влияет на качество жизни, да, либо это возраст уже предельно преклонный возраст. Cel mai bătrân locatar al adăpostului este leopardul Jared, care are 18 ani. Dacă e să o comparăm cu vârsta oamenilor, asta ar însemna cam 80 de ani. Натуральный дед, вот прям такой ходит, бубнит, разговаривает, что-то нам жалуется на жизнь. De când au deschis adăpostul, Dmitri și Iana au salvat 10 de animale, iar din cauza asta au vândut cam tot ce au avut, iar acum locuiesc într-o rulotă la periferia orașului Novosibirsk. Dmitri face construcții din metal și recunoaște că trebuie să muncească mult ca să întrețină toate animalele. Все коты сейчас на данный момент съедают, наверное, тонну 200 мяса в месяц. Вот такое мясо уходит. То есть корова, курица, конина, то есть в основном стараемся
хорошее мясо, то есть только у фермеров брать. În prezent, adăpostul găzduiește 3 tigri adulți, 2 tineri și 4 pui adorabili. Cuplul plănuiește să se mute pe un alt teritoriu unde ar fi posibil să găzduiască mai multe animale care au nevoie de ajutor. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!